Mai mulți interpreți au primit distinții din partea președintelui Igor Dodon. Despre asta a anunțat pe Facebook consilierul șefului statului în domeniul educației Corneliu Popovici. Președinția a oferit șapte titluri onorifice de artist emerit. Premianții sunt soții Constantin și Corina Burlacu, Olia Tira și membrii formației Brio Sonores, Mihai Gandraman, Vitalie Maciunski, Dumitru Mățu și Viaceslav Timofti alții doi artiști s-au ales cu distinția artist al poporului. Este vorba de interpretul de muzică populară Igor Rusu și de solistul formației Zdob și Zdub, Roman Gupov. Iar titlul de maestru în artă i-a fost oferit fondatorului și vocalistului orchestrei Tarmis, Valentin Ozun. Altor trei personalități le-a fost acordat Ordinul Republicii, lui Valeriu Jereghi, președintele Uniunii Teatrale, lui Alexandru Grecu și compozitorului Ian Raiburg. Corneliu Popovici a precizat că premiile au fost oferite pentru activitate prodigioase în domeniul culturii, contribuția la promovarea valorilor moral-spirituale și înaltă altă profesională.